stăm iar de vorbă și eu iar mă aranjez aici de față cu voi. M-am spălat pe față și acum urmează imediat să mă apuc să-mi aplic Prima dată cremele sunt pe prin ten. păr, pentru că știți, și da, nu trebuie să, nu e o mare inginerie, dar nu pot să-mi fac nimic pe față dacă, așa, bun, dacă nu am părul prins. Și iar suntem sub presiunea timpului, pentru că aparatul meu a hotărât să-mi arate că își pierde din baterie. Bun. Și după ce am spălat fața, am să vin prima dată cu un pic de booster cu acid hialuronic de la Paula's Choice, pe care puteți să-l aplicați și ca atare, ca un ser, super ușor. Am să pun aici, cred că două, trei chestii am pus. Două, trei. Am aici o oglindă. Și asta l-aplic și pe gât, peste tot, și aici pe la urechi, și aici după urechi, pentru că, na, v-am explicat eu. Ele îmbătrânește peste tot. Nu zice, băi, aici după ureche, numai dacă cu cremă, deci nu trebuie să îmbătrânesc. Oricum îmbătrânește. Bun. Aplic crema de ochi. Este cea, cred că, mai nouă de la Ivaterm, pe care am primit-o recent din partea lor. Și mulțumesc fetelor drăguțe de la Ivaterm. Se știu ele care. Oricum, toate. E o echipă super mișto acolo. Bun. Plecăm și crema de ochi. Da. Ei, când aplici crema de ochi, chiar trebuie să ai răbdare cu tine. Acum mă grăbesc un pic și din pricina faptului că mi-e pâlpâie acolo bateria. Deci asta l-am încărcat, dar nu înțeleg de ce. Na. Legea lui Murphy. În prima de ochi, să mai pun un pic și pe buze. Dar nimic. Bun, și acum, da, eu cu cremele când rămân, mă dau cu ele așa în rest. Și iau crema asta minunată de la Shiseido, pentru că m-a scris pe blog despre ea că o folosesc exact atunci când nu o să pun foarte mult make-up pe față și mai ales nu o să folosesc foarte mult fond de ten, lucruri de genul ăsta. Așa. Dat așa. O să iau cu un degetuț, așa puțin, cam atât. Un capacul la loc. Acum aici am mai multe lucruri în fața mea, mi le-am așa. Și cu asta avem frumos. Da. Crema asta e exact chestia asta de răsfăț și de plăcere. Te îmbie să îți masezi puțin fața și să te bucuri de asta. Super. Pentru lumea care vine acum cu întrebarea, dar lasă film gras? Fetelor, aveți o obsesie cu chestia asta. Nu mai fie atât de frică de grăsime și de grăsimea asta de pe față. Ea vă dă un semn. Și pielea la mare și are nevoie de grăsime. Sebum, acolo, sebum, apă, din asta suntem făcuți, apă, grăsime. Când devine într-adevăr inestetic, atunci e ceva de făcut, dar și din interior și din mai mult, adică nu doar cu o cremă. Bun, cât lăsăm acum lucrurile să se așeze, să vă zic eu cam ce intenționez să aplic pe față. O să aplic foarte puțin fond de ten de la Sensai, așa doar prin locurile cu pricină, și o să încerc în sfârșit renumita paletă Backstage, asta Glow Face Palette de la Dior, așa, pe care, cum am zis, eu am cumpărat-o după ce o grămadă dintre voi m-ați întrebat, da, cum e, da, cum e? Și am zis, păi, nu știu, nu e, vreau părerea ta. Vă mulțumesc foarte mult, chiar nu mă flaușez acum, dar mă simt, cum să zic, să găsesc termenul în care să exprime corect asta, mă simt măgulită când voi spuneți că vreți neapărat să știți părerea mea. Dar o să vă spun de pe acum că posibilitățile mele financiare nu îmi permit să-mi cumpăr chiar toate produsele și toate noutățile care apar pe piață și totodată nici nu încurajez chestia asta. Fac și eu cât de cât o selecție și îmi cumpăr lucrurile pe care le consider cu adevărat
utile la modul că ori să-mi facă cu adevărat mare plăcere, eu oricum cu tot ce înseamnă astea de iluminare și nu sunt o prietenă foarte mare, pentru că nu cred în strălucirea asta adăugată și bling, bling, bling. Dar ca idee, să știți că nu am cum să am acces fizic, practic, la toate produsele care apar pe piață. Le cumpăr în măsura în care pot, dacă e să le primesc de bine, dacă nu, nu. Și atunci n-am cum la tot ce este pe nou și foarte promovat pe piață și trâmbițat să vă spun și părerea mea. Chiar n-am cum. Și sincer, nici nu ăsta e scopul meu. Adică nu mi-am propus niciodată de când sunt blogger să fiu vreun de-asta transmițător de știri, cum a apărut ceva, pac, pac. Că nu ăsta e scopul meu. Eu fac blogging în primul rând, din plăcere și apoi 2, 3, 4, 5, urmează alte motive pe care le-am mai spus cu alte ocazii și pe care oricum puteți să le vedeți în clipurile mele în care mai destăinuiesc așa lucruri despre mine. Bun, hai să începem cu votul de ten, pentru că îmi plincă-ne acolo bateria. Cum v-am zis, vara când, cum este acum, sunt 30 de grade, sunt 30 de grade afară. Nu o să-mi aplic fond de ten pe toată fața, după cum vedeți nici nu am, afară de riduri, pete și pistrui, care oricum și cu fond de ten nu faci pistrui, hai să zic, da, ridurile și petele le cât de cât le estompez, dar nu fac mare minune. N-am ce să acopăr, adică nu pun SPF, dacă îi aplic SPF și așa mă protejez, dar nu țin în mod deosebit vara să acopăr toată fața, pentru că pur și simplu e foarte cald și simt cum este cald și feței mele. Și am să pun foarte puțin din fondul ăsta de ten de la Sensai. Să-mi aplic așa un pic pe degete, să dăm pe efectul de mărire și o să vin pe punctele nevralgice, anume sub ochi. Sub ochi. Aici unde am eu o discolorație foarte mare, pentru că mereu vă îmi spuneți, nu te da cu fond de ten în jurul gurii, sau nu? La mine discolorația aici este așa s-a făcut. Se creează ca un halo, adică așa rămâne mai deschisă culoarea pielii în jurul gurii și în rest se închide. Asta e natura, adică discutați, vă rog frumos, cu ADN-ul meu și spuneți-i că nu-i place, că nu vă place. Să-mi facă toată fața frumoasă. Toată fața aceeași culoare. Atât. Deci am pe centru feței, pe frunte ce a mai rămas, dacă a mai rămas, și se fini la comedie. Și asta este tot. Și imediat o să mă duc după doamna meteorit. Meteoritii. Nu mai trebuie să vă spun despre ea. Așa. Bun. Deci asta cu noutățile v-am lămurit. Îmi propusesem eu ceva să vorbesc așa cu voi, un subiect un pic mai tabu. Și anume am auzit zilele astea pe pagina El România că nu știu ce asociație, oricum, sub coordonarea Bisericii Române a hotărât să scrie că trebuie oprită educația sexuală în școli. Oricum, dacă încă se face, să li se spună copiilor că există niște studii, că apropo pe aceste formulare, care erau niște formulare, deci asociația asta a făcut, s-a organizat foarte bine, că dacă îți începi viața sexuală înainte de căsătorie și așa, crește riscul sinuciderii. Ce inepție, cine a putut să scoată asta? Și doi, că și prezervativul are niște consecințe grave asupra sănătății, da, grave, adică e un fel de cauză, de cancer, de, în fine, erau niște aberații, nu mai rețin ținte că pur și simplu m-a șocat ce a spus acolo. Și ce m-a șocat și mai tare este că toată chestia asta a fost semnată și de așa doi medici ginecologi. Și unul parcă și de psihiatrie infantilă, ceva de genul ăsta. Și am zis, bă, chiar nu mă mai pot abține, că asta deja e prea mult. Când toată lumea, inclusiv statul român, a băgat niște bani, niște programe prin care se susține educația sexuală în școli, dar făcută corect și adaptat, adică asta înseamnă corect, adaptat la ce, la fiecare vârstă și la fiecare moment al vieții, la fiecare moment viața școlarilor, să spun,
Adică să fie acolo niște oameni pregătiți și competenți cu adevărat chestia asta, nu doar cu multă școală, dar și cu abilități de a preda și de a transmite, pentru că unui copil contează foarte mult nu neapărat ce îi transmiți, ci cum îi transmiți. Ei, și dacă zice, îmi și imaginam cum scriu mie, că v-am mai spus și cu alte ocazii, primesc mesaje private după ce am făcut clipul ăla cu ginecologul, cu menstruația, cu la-la-la, primesc încă mesaje de la fetițe de 14-15 ani care fac sex neprotejat. Deci nu e problema că fac sex. Acum, asta e, după cum vedeți, lumea merge un pic mai înainte. Alimentația face ca dezvoltarea hormonală a copiilor să fie așa cum e, așa că nu vă mai scandalizați și nu mi-aruncați cu roșii pe ecran, pentru că asta e lumea pe care am creat-o toți. Copiii noștri mâncând hormoni s-au dezvoltat ceva mai repede decât ne-am dezvoltat noi ăștia care suntem acum gen la 37-40 de ani. Și mai că nu ne convine, nu e ok. Nu e ok să nu aveți senzația că doarme cineva liniștit din cauza asta. Dar, de când să-ți vină copilul la 14-15 ani, nu numai cu sarcină, dar cu risc de avort, spontan, mai bine îl înveți ce e ăla prezervativ, cum se folosește și de ce. Și explici tot procesul. Pentru că cu atâtea interdicții nu o să-i faci decât să-i sporești și mai mult tentația de a face rău. Uitați-vă, oameni buni, adulți, la voi, dar hai să ne uităm la noi, cu cât știm că, la urmă, și nici cosmeticele astea nu ne fac foarte bine, tot le folosim, cu cât știm că nu e ok să mâncăm o grămadă de dulciuri și așa, tot le mâncăm, așa că ce așteptați de la copiii voștri? Să, ei să fie, nu știu cum să vă zic, să fie așa niște îngeri care să obedienți, care să asculte tot doar ce spuneți voi, dar să nu ia model? Că ei asta văd în jurul nostru, că noi spunem lucruri, dar nu le respectăm. Ei, și atunci, mai bine să știe. Între două rele o alegi pe aia mai puțin rea. Și prefer ca copilul meu să fie informat de îndată ce-l văd că are o curiozitate către zona asta, mai bine să știe ce înseamnă, decât să audă diverse bălării sau să-i cadă pe la școală în mână vreun formular de ăsta pe care scrie că dacă o să înceapă viața sexuală mai repede, o să-i crească riscul de sinucidere, dacă o să folosească prezervativ, o să facă nu știu ce boli periculoase, psihice. Nu. Bun. Asta mai vrem așa să vă spun printre picături. Să trecem la paletă. La paleta backstage. Apropo de asta de noua generație, deja am înțeles și eu care a fost faza. Dior vrea să atragă noua generație. Asta, dacă vă uitați, seamănă așa, parcă ar fi o... N-am aici un iPad-ul la îndemână. Dar are ideea asta, look and feel foarte tehnic, da? Parcă e un ecran cu așa. Totodată Dior backstage, ideea de backstage, de culise. Nu știu dacă vedeți că acum toată lumea e foarte curioasă să vadă ce se întâmplă în spate. Știți, bancul cu Dabija? Vrei foarte mult să vezi ce face celălalt. Consumă mai mult așa. Și suntem curioși ce se întâmplă în backstage și ce fac make-up artiști și cum ies fetele alea atât de frumoase pe așa. Vrem să știm asta în loc să vedem fiecare din treaba noastră. Oh my God, mi se pare că creez un vibe negativ în jurul acestui produs. Dar nu despre asta e vorba. Este un produs care este de fapt foarte în tendință cu ceea ce am creat noi astăzi. Toți vrem să fim make-up artiști, toți vrem să avem acces în culisele show-urilor de modă unde e ca la nebune acolo și se machiază pe bandă. Și vrem să avem produsele. Totodată, pe lângă faptul că Dior vrea să ajungă la generația asta foarte tânără și foarte curioasă, care e peste tot cu telefonul și peste tot face live-uri și filmează și la volan și pe vârful muntelui și oriunde trebuie să știm tot să fim așa, vreau oarecum, mă gândesc eu, să dea posibilitatea și make-up artiștilor să aibă în portofeul lui produse semnate Dior, dar care să fie adaptate și la ce au nevoie. Pentru că un make-up artist nu o să stea pe masă cu 4 produse, ci vrea unul în mână ca să fie ușor. Și acestea fiind spuse, hai să vedem cum funcționează. Manda cu pudră, manda cu așa. Păi, zice pe spate așa, eu mă duc, mă uit și scrie aici, unui blush, bronzer, strobe, strobe. Deci astea două de sus deschise de strobing, oarecum intuitiv. Hai să-l vedem pe ăsta de blush. Luăm o pensulă de blush. Una dintre cele mai bune pensule de blush pe care am găsit asta de la Kim. Bun. Și fac și eu cum zâmbesc așa puțin. Să vedem cum... Parcă nu ia. Hai să încercăm cu una mai mică, că nu... Mi se pare că parcă nu ia. Încearcă față cu voi. Acum e chiar... Hai să luăm cu una mai micuță. Și mai pufoșică.
Acum începe să se vadă o culoare. Eu văd o culoare destul mai mult lucioasă decât colorată. Nu știu, o să vedeți voi pe cameră, să văd și eu la... Eu am și fața foarte mică. Da, e mai mult și asta tot cu efect de strobing. Adică are tot efectul ăsta de luminozitate pentru ăsta, pentru astea care sunt aici super luminoase. Se iau un pensulic așa și să vin... Mamă, ăsta e luminos rău. Așa. Să dăm un pic și sub arcadă. Așa. Aia e la fără buzii. Buzei. Punem ochelarii să vedem. Da, e destul de shiny, mi se pare destul de shiny, nu știu cum vedeți voi, da, în fine. Ce am mai zis eu că folosesc astăzi? Bronzer, nu știu, ar putea să-mi fac acum doar de dragul încercării, să văd cum ar ieși. Asta dacă mi-am pensulă pe aici, să încerc și ceva... Așa, măcar să fac un 3 aici din ăsta. Dar aș vrea să văd întâi totuși cum iese, dacă nu-i cumva prea pigmentat. Numai că e pigmentat, dar este și un pigmentat, dacă am să vină mai aproape cu mâna. Nu știu, e cam maro așa, nu? Nu pot să spun că este taman culoarea mea, să facem așa un test. O să vedeți acum odată cu mine. Ca să-mi dau jos ochelarii. Ca să pot să fac și eu acel 3. Nu știu ce să zic. Este foarte metalizat, adică metalizat, foarte sclipiciozitat, așa. Mi zic eu, adică e și totul foarte, foarte lucios. Nu știu. Întrebare care mi se pare prea mult, nu știu. Nu e taman produsul meu favorit, ca să zic așa. Bun, pe toată pleapa am să folosesc un produs din cutiuța Fab 5, din asta, la care, apropo, aveți concurs. Da, nu știu ce m-am plăștit acum. M-am plăștit pentru că mă așteptam să fie mai frumos. Adică, nu știu. Scoatem de aici asta. Asta de la Tiz, care vi l-am arătat în clipul de mai dinainte. Așa e nuanța. Asta chiar am să pun pe toată. Am impresia că după asta de pe mână tot mă dau pe restul corpului. Ia să vedem. Asta îmi place. Asta îmi place. E mai tare. Se vede tare, dar e o culoare intensă care îmi place. Da, nu știu ce a ieșit acolo. O să-mi pun acum ochelari ca să văd ce a ieșit. Și asta e metalizată. Uite că e alt metalizat și oricum pe ochi se vede altfel. Că, da, nu e mare mine. Am să folosesc creionul tot din cutia Fab 5. Acum nu mai devin atât de... nu mai vorbesc așa mult pentru că sunt atentă la machiaj. Și anume ăsta de la Natural and Organic Eyeliner. Îi văd brandul. Dar știu că m-am uitat ieri pe site-ul acestui brand și o să vă las link în descriere. Fac foarte multe produse organice, bio și de machiaj și așa. Să văd cum fac eu să trag toată harnașamentul pe aici mai aproape, să-mi trag oglinda mai aproape, sorry. Să vedem cum se comportă acest creion. Este un... cred că avem o pisică care scrie până la ușă.
Am să mă ridic puțin, pentru că zgreapțenă o pisică la ușă și îi deschid. Mă întorc imediat. Dumnealui își picia la ușă, așa, iar acum am luat de pe aici. Ce vrei să faci? Ha? Ce vrei să faci? Așa. Am profitat de astea 5 minute cât m-am făcut și am mai pus un pic bateria la încărcat. Pătrățel, mai tragi de cablu. Așa. Și între timp aveam și ăsta încălzit și efectiv doar l-am reîmprospătat un pic, pentru că eu ieri m-am vopsit și ceal, am observat că după ce mă vopsesc, nu știu, părul e mai plăștit, ca să zic așa. Bun. Ce o să-i mai fac acum? O să-l dau cu chestia asta, cu Stay Styled de la Vela. O să vă zic imediat ce am făcut și cu creionul. Da, stați întâi să... O să mă uit în ecranul camerei, că văd mai bine. Ce am făcut? După ce am aplicat creionul, ăsta este un workable spray, adică se poate lucra după ce te-ai dat cu el fixativ. Am luat o pensulică de asta teșită și am mai întins fardul la fardul eyelinerul acela organic. Pentru că la început e cremos și acum văd că se mai lucrează ceva din el. Ăsta e creionul, vi-l reamintesc, a fost din cutiuța de la Fab 5. Bun. Între timp m-am mai uitat la ăsta, la blush-ul și la din ăsta, din paletuța Backstage și nu știu, mi se pare că e doar lucios, dar nu prea are culoare. Pentru buze am să folosesc un ruj care îmi place la nebunie, Ruj Expert, ăsta click, 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 click stick, cu care, haideți să vă vedem dacă este, doar click, click. Și ci că trebuie să te bazezi doar pe instinct. Vedem ce iese. Pentru că el are forma asta așa, să vă las link către un articol unde am poze foarte clare, făcute în detaliu, la cum arată, e ca o lacrimă aici și este exact cât ai nevoie ca să-ți urmărești linia buzelor. Aia. Te spune ce a ieșit. It's not that bad. Mai facem o dată click-click. Acum mă uit, vă dați seama. Îmi place la acest trandafir, la acest trandafir. Da, la acest ruj, că miroase a trandafir și este și super, super hidratant. Ce faci, pătrățel? Eu sunt cu ochiul și la ăsta micu, pentru că îmi trage cablurile. Da, deci mișcă microfonul. Dacă acum ați auzit probabil ceva nasă. Pătrățel, îmi cer scuze. Pătrățel, nu mai îmi trage o frumoasă cablu, stai aici la mine în brațe. Sau nu știu dacă v-am arătat pe... Să vă arăt acum, îl țin așa. Da, o să-l țin așa pentru că altfel nu pot să-mi fac treaba. Da, acum îmi trage de mai un jos și mi se fac bretele la sutin. Băi, pătrățel, faci numai dezastre. Pe aici. Cu ruj m-am dat, cu alea m-am dat. Despre paletuță v-am spus. Mamă, ce rău-mi pare bine să-l vedeți și pe el. Ce prostii face pe aici, dar mă mai ridic așa. Pa, pa. Abia acum îmi pare rău că am și un piept mai generos ca să stea așa pe el. Am mai zis undeva, nu știu, când am pus poza aia de la mare, că pe măsura zero nu se pot face minuni. Bine, acum sunt la o parte, multă lume m-a întrebat dacă am avut cu ce să alăptez copilul. Am alăptat copilul până la 7 luni. Deci, mărimea nu contează în acest caz. Așa. Bun. Despre asta v-am vorbit. Hai să-mi termin și eu make-up-ul. Și anume o să mă dau cu rimel. Ei, și ca rimel am ales Volume Hero de la Essence. Nu. Essence. Că e nemțesc, parcă. Așa, stai pătrățel cu minte. Și... de ce aleg acest rimel? Pentru că se demarchează ușor. Și nu mă mănâncă ochii de la el, pentru că altă problemă importantă pe... Aolea, mă linge pătrățel pe mână. Văd că trebuie să mă ridic într-un fel. Să vedeți cum face.
Da, gata, s-a plictisit. Cred că nu pot să fac cadru mai mare, dar n-are... Nu este echipa aici, nu este nimeni de la agenție să-mi seteze camera. Sunt singură. Filmez singură. Ce să fac? Te înțelege. Tot aici este. Bun. Legat de asta, chiar, hai să vă zic o chestie care m-a venit așa foarte inteligent legată de influenceri, de cei care mai ales se autodeclară influenceri. De fapt, gândindu-mă mai astăzi așa, am avut un moment ăla de genialitate de furnică în care am zis influencer este cel care este și influențat, care se lasă influențat și care îi place să fie influențat. Deci dacă poți fi influențat, poți să fii și tu influencer la rândul tău. Și eu, uite, de exemplu, acum cu paleta asta chiar m-am simțit și eu puțin influencer din cauza voastră, pentru că după atâtea mesaje, da, spune-ne părerea ta, da, spune-ne părerea ta, Ana Maria, spune părerea ta, am zis, băi, hai să mă las influențată, ce să o cumpăr, și apoi poate să devin și eu influencer pentru cineva, să influențez și eu, dar strict doar pentru această paletă. Ar fi să-mi spun o părere, nu? Ca să fiu influencer până la capăt. Este foarte glamour, îți asigură un look strălucitor și un machiaj de vară minunat. Nu. Este o paletă cu farduri iluminatoare, adică texturile sunt și iluminatoare și colorate. Mi se pare totuși un pic cam glittery, cam sclipiciulică de purtat zi de zi. Poate depinde, dacă te simți bine sclipocind mereu, o sclipocește mereu. Mai degrabă pentru seară, pentru... Eu personal nu o să folosesc toate culorile, nici nu știu de fapt cum o să fac așa, cum o să fac, ce o să fac cu ea, mai ales că am iluminator separat de la... tot de la Dior, mai am de la Becca, unul foarte ca lumea, mai am de la Guerlain, adică asta eventual merită să dai atâta, 209 lei. Prețul mi se pare relativ decent, ar veni dispersat cam 50 de lei de culoare. Deci, să zic așa, ar fi ok. Și pentru un make-up artist, dacă stau bine și mă gândesc, e totuși un pic ca nepractică pentru că culorile se... Cineva mă mușcă de mână. Da, puternic. Așa, culorile sunt foarte apropiate și o să dai cu pensula dintr-unul în altul. Adică pentru un make-up artist... Cred că dacă e să mă pun eu, adică mă gândesc când făceam și eu machiaj mai mult sistem amator, preferam să am iluminatoare pastilă unică sau pe o paletă magnetică îmi le lipeam eu și le lipeam un pic depărtat ca să nu se migreze glitterul acela colorat dintr-o parte în alta. Deci părerea mea este că e simpatică dacă ești genul și îți este utilă, merită să dai 200 de lei pe ea, dacă ești o persoană care îi place să se macheze tot timpul spectaculos, să sclipească, dacă ai multe petreceri, dacă ești o persoană care iese foarte mult seara, în oraș, în club, în baruri, nu contează ce vârstă ai, da, pentru asta. Altfel, dacă nu îți iei un singur iluminator, îți poți lua luminizer sau cel de la Becca și îl ai mult și bine, adică cum ar fi cazul meu. Da. Ca asta vreau să vă spun. Hai să vi-l mai arăt o dată pe Moțoflic. Cum stă, cum stă el aici. Așa. Și încheiem. Încheiem treaba. Unul de alta, dar vreau să las să se joace pe aici și să-mi pun și eu din nou la încărcat asta. Bateria de la telefon. Apropo, sunt foarte aiurită zilele acestea și se pare că este... din cauza schimbărilor de vreme, pentru că dacă vă aduceți aminte a fost o perioadă ploioasă, ploioasă, acum vine căldura. Iar eu sunt o meteosensibilă și întotdeauna când vine căldura asta mare, creierul meu intră așa, într-un fel, adică eu gândurile le am, dar parcă n-am toate cuvintele la mine. Cam despre asta e vorba. Să terminăm așa totuși un pic mai ordonat și mai disciplinat. Nu uitați de concursul Fab 5, cum am cutuța dat. Mai am un concurs pe blog. Așa, și că așa cum v-am promis, toată vara vor fi concursuri de tip summer.